TVR este o instituție în care s-au jefuit bani publici de 26 de ani, în sume absolut enorme, o instituție care de-a lungul vremii a avut activități de manipulare, de propagandă și de multe ori a slujit oricăror interese, numai intereselor cetățenilor români. Nu, de aceea, cel puțin Alianța noastră România are un proiect de intervenție în acest mecanism al jafului, prin care trebuie rase toate cheltuielile inutile, făcută lumină și în trecut. Pentru că să știți că acolo s-au petrecut lucruri incredibile, adică s-au scurs niște bani înfiorători prin tot felul de matrapază. Cu trebuie dat toți afară cei care au furat, trebuie reorganizată această instituție și făcută într-adevăr o instituție care să slujească intereselor cetățenilor cu o informare corectă, cu programe culturale, cu programe educaționale, să se termine cu bramborea. Nu este singura zonă din statul român, din instituțiile statului român în care s-au furat bani. Se fură bani în țara asta de 20 ceva de ani și pentru că ați deschis discuția cu eliminarea taxelor, eu cred că pentru a elimina toate aceste poveri și probleme, noi trebuie să eliminăm altceva, sigur, eliminăm între ghilimele. Trebuie să eliminăm pe autorii acestor taxe, acestor intervenții legislative absolut nebunești, acestor fraude organizate, acestui mecanism de organizare a infracționalității. Și nu o putem face decât prin vot și punând la butoane în poziție de decizie, nu e simplu. Oameni care să nu mai fure, să nu mai organizeze fraude, să nu mai devalizeze instituții și bugete. Restul sunt povești. Așa știți că, în teorie, e foarte interesant ce spuneți dumneavoastră. Nu e practica ne omoară, da, de fiecare dată. Pentru că e vorba de oameni. E sunt vorba de acord, oameni. Da. Politicienii apar din 4-4 ani, mulți dintre ei, cu ce o să facă ei după alegeri? De fapt, sunt aceiași oameni. Eu unul... Știți ce mă sperie pe mine? Că și cei care sunt noi sunt de fapt cam tot la fel. Eu bun, nu cred că imediat. Cei care sunt noi sunt tot la fel. Eu sper, dacă te sperați. Cel puțin, anumite lucruri să știți. Noi, eu cred că trebuie să încercăm să depășim această stare de demoralizare. Ea e justificată, pentru că totuși sunt 20 ceva bine, de ani. Depășim și subiectul. Așa. Și...